Mie mi se pare că Bianca îl privește cu foarte multă dragoste. Păi și care e problema? Poate să-l privească și cu mai mult. Și asta înseamnă că relația poate că este în continuare. Poate că ea poate că îl place sau poate că regretă că l-a pierdut și că vede cât de frumoasă este relația cu mine. Vrei să o fac pe doctorul Cristian Andrei acum? Ok, fă-o. Fii atentă. Cătălin la ora asta stă foarte aproape de Bianca și mult mai departe de tine. Asta nu înseamnă nimic? Nu. No. Așa m-am, poate eu mă prind de colo-colo, nu am stare. În acest moment, Cătălin stă cu mâinile sunioase, înseamnă wow. Că are ceva de ascuns. Domnul doctor Andrei, ce părere aveți? Narcisa stă cu mâinile pe masă, vrea să pară că are o poziție fermă. Și controlul, are control. În timp ce Bianca stă un pic pe spate, cu mâinile sub masă. De parte de Cătălin, cu mâinile sub masă și ea. Orlando 6. Aoleu, domnul doctor. Da. Bună dimineața. În cazul în care o să ajungeți în pat, trebuie să aveți un lider, că orice grup are un lider, mai mult sau mai inevitabil. Cine credeți că o să fie liderul vostru? Fosta, ia spune. Narcisa, cred. A, predai așa? Da, deci Narcisa e actuala și o să fie lider.